Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție din The Life Carp Show. Sunt Claudiu Popa de la Clau Mar Pescar și l-am alături de mine, bineînțeles, pe... Radu Bădică, Rebe Bates, partener Clau Mar Pescar. Am hotărât să vorbim în această seară despre celebra montură pentru pop-up, cea mai folosită și una dintre cele mai eficiente, montura Ronnie Rig. Radu nu prea e... M-a pierdut aici. cu această montură, dar am zis să... Parcurgem împreună detalierea acestei monturi. Mai ales acum, în perioada de primăvară, este foarte, foarte ok să folosim monturi pentru pop-up. Fie că nu e Ronnie Rig... Asta așa e, da. E clar că în perioada asta tot ceea ce, cum să spun eu, pop-up e un plus. Și în combinație, și... Într-un snowman și simplu în toate tipurile de monturi la care se poate folosi, eu zic că e un plus. Că vorbim de Derrick, că vorbim de German Rig, că vorbim de absolut orice fel de 360, montură. 360, aia o știu și pe Băi, orice montură de pop-up este foarte, foarte bună. Dar Ronnie Rig a devenit atât de populară și datorită eficienței și foarte ușor de făcut. Băi, să râs, dar particularul, zic că dă cu ea. Înțelegi, stă și le face și le... E foarte ușor de... Da. Și el pescuiește cu... Eu nu prea am pescuit, sincer să spun, am pescuit cu ea. Și marele avantaj pe care îl conferă motura Ronnie Rig este aceea că nu se încurcă în timpul lanseului. Asta e un lucru foarte bun. Marea majoritate a monturilor, mai ales cele care ridică foarte mult, au șansă să se încurce în timpul aruncării. Dar întotdeauna am fost de părere că o montură bine făcută o să nici nu se încurcă în aruncare și are și eficiență. Spre deosebire de Witty Pool, care se face pe fir moale, e mai mult de plantat. Aia este o montură strict de plantat. Da, dar Ronnie Rig îl putem folosi atât la pescuitul plantat cât și la pescuitul lansat. De ce? Pentru că folosim fluorocarbon, care este rigid, sau fire textile rigide, cum este acest stiff line. Corect. Așa că dacă aveți absolut orice fel de întrebare pe care doriți să ne-o adresați legată de montura Ronnie Rig, vă rugăm să ne-o adresați prin intermediul paginii de Facebook Clau Mar Pescar sau al canalului de YouTube Clau Mar Pescar. Și dacă n-ați făcut-o încă, vă invităm acum să vă abonați la canalul de YouTube Clau Mar Pescar pentru a putea vedea videourile noastre mai vechi, pentru a putea fi notificați când intrăm live sau când se postează un video nou. Ok, Ștefan Negru ne întreabă așa. Salut, când începe să livrați în afara țării? Tot mai strângem oferte. Am renunțat la ultimul curier și căutăm o ofertă cât mai bună pentru a putea clienții noștri să aibă parte de cel mai bun preț și de un termen de livrare cât mai rapid. Marius Latin. Ce pop-up și ce mărime s-ar potrivi perfect cu o bilă 20 scuit cu prună? Părerea mea că un pop-up de 16 s-ar potrivi... 14 sau 16? 16, întotdeauna cu bila de 20, eu zic că e pe acolo cel mai bine, 15-16. Ai văzut, dacă ai observat, sunt și producători care au bila de 15, da, de 15, da. Nu neapărat de 16 sau de 14. Exact. Așa? În gama Clomar se găsesc de 14 și mai nou acum de 16 vom perfect, disponibile. Perfecte. Și tu ce e recomandare la scuidul cu prună, ce pop-up să pună? Ia, ori tot un pop-up de scuid cu prună. Da. Sau un pineapple and banana. Să mergi pe un galben cu roșu la coc. Exact. Și pe contrast de arome, adică să te duci mai rău în fructă, mai tare. Și ce mi-a dat mie rezultate foarte, foarte, foarte bune, strawberry. Asta roz. Roz. Uite, da. Asta l-aș pune. Eu l-aș pune un pop-up roz. Că e strawberry sau altă fructă, eu l-aș pune un pop-up roz. Mm-hmm. Mi-ar place, ca să fie doar o diferență de culoare, de mică, deci să nu fie așa un contrast puternic. Da.
Și oricum, roziu e o culoare care de-a lungul timpului una a dat dovadă, galben și roziu sunt cele mai prinzătoare. Uite, de exemplu, Cetin Cătălin întreabă: mecanica monturii cum funcționează mai bine, cu fir textil moale sau cu fluorocarbon rigid și de ce? Fluorocarbon rigid. Fluorocarbon rigid. Pentru că unul la mână nu se încurcă. Nu. Dar care? Dacă plantezi, poți să pui un poți să faci, dar ce rost are? Oricum, te ajută mult mai mult. Ești mult mai agresiv un fluorocarbon, întotdeauna e mult mai agresiv. 100% invizibil în apă fluorocarbonul, da, te ajută. Da. E mai rezistent la abraziune, adică dacă pescuiești în zone cu scoici, cu pietre, cu chestii de genul ăsta, te ajută mult, mult mai mult un fluorocarbon, un 0,40, e foarte, foarte bun. Este bună și pe râu, ne treabă Marius Ionuț pe canalul de YouTube Clamar Pescar. Da, este foarte ok și pentru pescuitul pe râu. Eu l-am... Dar ideea este să neapărat depus o contragreutate mai mare când pescuim pe zonele de râu, ca să stea acolo pe substrat, să se balanceze doar momeala. Uite ce te întreabă, că păzine te întreabă, că tu știi asta. Andrei Vaciu zice așa, Rolling este eficientă într-o pungă solubilă? Da, cum să nu? E fix cireașa de pe tort. Înțelegi că se topește punga, rămâne nada și asta... Dacă și un pic de zeamă, să fac un pic de nor. Îți dai seama. E haos. Nenorocire. Uite ce întreabă Teodor Apostu, zice așa. Montura merge și cu momitor sau nu este la fel de eficientă? Merge. Cum să nu meargă? Da, merge. Merge. E testat. Când începe să ne arătați monturile? Imediat. Uite, regia, vă rugăm să ne ajutați cu montura Ronny Rig. Toate componentele se găsesc în majoritatea magazinelor de pescuit. Ce avem nevoie de un cui pentru pop-up, care a fost mai devreme, un spinner swivel, care este acum, rings, un opritor care oprește practic un stopper care oprește practic acel cui pentru pop-up, un cârliu curve shank sau wide gape sau crank, personal folosesc crank. Mi se pare de departe cel mai eficient pentru această montură, un tub termo, orice fel de tub termo și un fir rigid. Când pescuiesc lansat cu săculeț solubil, folosesc stiff line pentru că este mult mai rigid, este mult mai rezistent. Uite cum arată un trei. Da. Exact cum am zis mai devreme, e cireașa de pe tort, mai ales dacă ai o pungă solubilă, o chestie, un momitor, un săculeț solubil. Este primul lucru pe care îl va absorbi crapul când vine acolo la farfuria noastră. Este una dintre cele mai bune capcane de prins crapi. Da, e bun. Dacă vreau să văd ce pește am în față, din start am băgat 4 monturi Ronny Rig, să văd cum se hrănește, pentru că dacă prind, după aia încep să fac selecții, după aia încep să umblu la... Să te duci să cobori ușor pe fund. Exact. Da. Dar pentru a vedea ce ai în față, de departe, din punctul meu de vedere, motorul Ronny Rig este cea mai bună variantă. Alex Vasile întreabă, salut domnilor, monturile cu pop-up sunt eficiente fără nadă pe lângă, pungă sau momitor? Nu prea. Nu sunt eficiente, dar asta nu înseamnă că nu poți să prinzi. Adică eu ți-am dat exemplu de prietenul ăla de la moară care a dat cu porumb de plastic, nici măcar n-avea aromă. Da, a dat cu plastice și a prins un pește, fără nadă, fără nimic. Uite, Marius Latin ne spune felicitări pentru partida de la Ianuș, a fost o partidă reușită, am fost vecini vis-a-vis, a fost o super partidă, toți am prins crapi frumoși, a culminat ai cu un crap de două, pe YouTube sau în joi, la ora 20, este premiera filmului de la partida, de la nu mă întrebați pe mine că n-am ajuns, am pierdut trenul. A culminat cu un crab de 23 de kg, unul de 21.900, unul de 21.800, mulți, de 17-18, 15. Într-o creștere fenomenală. Da. Alexandru Gabriel întreabă, ce trebuie pus în săculeți? Nadă! Clar, orice legat de
ce vrei să pescuiești, deci poți să pui de la... Poți să faci o combinație, cel mai bine este să faci o combinație între semințe și semințe preparate și boilies. Pelete, boilies, da. Semințe întregi, sparte, amestec din acela de săculeți. Puteți să puneți absolut orice. E bine să faceți o combinație, să fie și un contrast de culori. Da. Și mai era vorba lui tata Nițu, să-și aleagă el, tăticule, ce vrea el de acolo. Ce vrea el de acolo, corect. Uite, Ilian Stoica spune așa, răducule, am o nebunie să beau cu tine și să pescuim. Când ai tip? Tot tip. să te țină. Așa, să mergem mai departe. Sunt foarte multe, foarte, foarte multe legate de lacul Ianis. Și o întrebare este așa, că Cetin Cătălin. Aroma joacă un rol important sau culoarea pop-up-ului esențială? Nimeni nu și-a dat încă seama. Este tehnică întrebare. Da, aroma sau culoarea? Se pare totuși că legat de pop-up-uri. Înainte de asta, dacă ne puteți ajuta cu un share, cu o distribuire, cu un like, cu absolut orice. Să ajungă la toți pescarii. Să ajungă informația la cât mai mulți pescari interesați. Că am fost invitat la un șpriț de Iulian Stoica. E bun. Așa. Deci e destul de... cum să spun eu, o întrebare destul de des întâlnită pe scurtul crapului de 40 de ani, nu de ieri, de astăzi, nu numai la noi, ci peste tot, dacă într-adevăr culoarea sau aroma face diferența. Eu spun că amândouă fac diferența, fiecare în felul ei și anumite combinații sunt etern valabile. Tocmai discutam de, mai devreme discutam de celebru pineapple and banana cu embutiric sau pineapple cu embutiric, un pop-up galben care a fost unul care a revoluționat pe scurtul crapului. Iarăși e pop-up-ul roz care a apărut în diverse arome, de la mulberry florentin la frutela și după asta cele românești, combinațiile scut cu prună sau chiar prună simplă, strawberry, da, care consider că și aroma, dar și culoarea contează foarte mult, mai ales pe o apă clară, adică pe o apă de primăvară, e foarte importantă treaba asta. Dacă vorbiți de montura Ronin Rig, vorbește Claudiu. Ionuț Spiridon spune că fluorocarbonul pocnește mai repede în scoici decât orice textil. Niciodată. Niciodată, Ionuț, te contrazic. Facem proba când vrei tu. Știu că ești un... cred că Ionuț Spiridon, pe care îl și cunosc, te contrazic total. Un fluorocarbon de 0,40 cu un fir textil... dacă le iei intențiune și faci așa pe scoaică sau pe piatră, fă tu proba singur și vezi, la live-ul viitor îmi spui tu rezultatul. Uite, Andrei Cristian Dumitrescu, îi pare rău că nu e în platou cu noi aici și tot ne spune că a fost tentat să dea la Ianis cu Ronin Rig, dar n-a dat, că a prins un pește frumos la Bilă de 16. E filmuleț? E, da. Am înțeles. Dar cred că șterg. Mai lasă-l un pic. Am zis lasă. Petco Adrian, bună seara, întrebare pentru Radu. Grosimea firului cu care este legat cârligul influențează numărul capturilor? Depinde. La fluorocarbon nu influențează, dar la firul textil influențează, așa este. Și numai în perioadele când se hrănește foarte prost, într-o perioadă de vară, de exemplu, da, părerea mea e, sau chiar într-o perioadă de primăvară, în momentul când te duci pe finețe, întotdeauna trebuie să-ți potrivești foarte bine montura, adică începând de la firul cu care legi acul, mărimea acului și mărimea momelii, în speța boilesului, pop-up-ului sau combo-ului, da, snowman-ului. Eu întotdeauna mi-a plăcut foarte mult să pescuiesc cu, de exemplu, cu foarte mult cu fir de 15 livre când pescuiam cu fir cu cămașă și de la fel când folosesc un fluorocarbon, folosesc un fluorocarbon de 12 sau de 15 în funcție de acul pe care l-am. Dacă merg cu un ac de 8, mă duc clar într-un fir de 12 livre pe fluorocarbon și 15 pe cel cu cămașă. Într-adevăr, dacă mă duc... Și mai e o chestie foarte tare și foarte importantă, mărimea peștelui. Mărimea peștelui contează foarte mult primăvara față de vara. Primăvara nu e atât de activ, nu e atât de bătăios și atunci un fir subțire nu riscă să se rupă. Păcând vara, nu folosesc decât în situații extreme firul subțire, când peștele se mănâncă foarte prost. Și atunci scad mărimea acului, mă duc din nou la 8, mă întorc la o montură cum ar fi de primăvară, da? Și atunci, clar, am și riscul de a scăpa pește. Cam asta e povestea cum pescuiesc eu. Te întreabă cineva, The Wooden Peck.
Salut, ce părere ai despre pescuitul cu pietre în loc de plumb? Este foarte, foarte afară, okay. Foarte afară, a început afară, și mai ales pe apele foarte curate, cum cu fund nisipos, balastiere, râuri. Da, se pescuiește cu piatră ca să se ascundă foarte ușor în, în substrat. Există un proiect acolo la lacul Ianis, unde am fost de curând, unde vor să pescuiască plantat și să se pescuiască numai cu pietre. Da, foarte tare. Foarte tare. E... Să protejeze datorită plumbului care rămâne în apă când ecosistemul. Se rupe. Sau... Da, să protejeze ecosistemul. Salut! Puteți să-mi spuneți care ar fi lungimea ideală a forfacului pentru Ronnie Rig? Depinde, în primul rând, de dacă pescuiești plantat sau lansat. Dacă pescuiești lansat, e ok să-l faci ceva mai scurt. Dacă pescuiești cu momitor, spre exemplu, e bine să-l faci scurt, să fie aproape de momitor. Totdeauna, da. Să fie aproape de locul care l-atrage cel mai mult. Exact. Dacă pescuiești lansat sunt 15-20 de centimetri. No, e mult. La lansat... 15 centimetri. Nu, okay. Pentru lansat, 10-12 centimetri. 10-12? E ok cu un săculeț. La Ronnie Rig e mai specialist, eu nu mă bag. Nu mai contrazic. Așa. Iar la plantat, da, poți să te duci într-adevăr în 15-20 de centimetri fără niciun fel de problemă. Uite ce întreabă Alexandru Gaviron. Fluorocarbon de 30 este ok pentru ciortan de 2-4 kg? Nu, mi se pare gros. După părerea mea. 0,30? E ok? Bă, în primul rând... Pentru mai ales livre, mai... un livre, nu știu. Nu 30 de livre, mă, e gros. 0,30 înseamnă 10 livre. 10 livre, e bun, e da. Ok. Da. Nu. Dar, din contra, ți-aș recomanda un 0,35, un 12 livre, da. Pentru a rezista să-i pui și un săculeț. Înțelegi? Asta, aici e problema. Și mai a doua, că se devine și cu cât e mai subțire, e mai soft. Moale. E mai moale și să vină rigid. Să fie rigidă. La 2-4 kg trebuie să-i dai și, ești da și mai rigid. Viteză. Și mai rigid ca viteză, să le adă pe afară, să le adă peste tot, înțelegi, când se joacă cu biluța. Alexandru Constantin, Radu, o întrebare la tine. Ca și producător, nu ai de gând să faci un pop-up de Frankfurter? Dar tu parcă ai. Aveam pop-up de Frankfurter, da, și era chiar galben. Pop-up de Frankfurter e chiar galben, da. Dumitru Ciobonul întreabă ce este fluorocarbonul. Fluorocarbonul este o gută, să spunem așa, dar cu niște proprietăți mai speciale. Este mult mai rezistent la abraziune față de un monofilament obișnuit. Este 100% invizibil în apă. Nu este detectat absolut deloc de pești. Și are elongația mult mai redusă și este ceva mai rigid decât un monofilament obișnuit, pentru că ăsta este de fapt rolul lui, să fie rigid. Este foarte, foarte indicat pentru perioadele în care peștele se hrănește mai slab. Robi Roberto, la ce ai prins cel mai bine pe lacul Ianis? Joi? De la ora 20 pe canalul de YouTube Clamar Pescar va fi premiera filmului de pe lacul Ianis, unde veți vedea la ce am prins cel mai bine. Crapii s-au hrănit la distanțe foarte mari și a trebuit să pescuim cu helicopter, un boilies de 16 mm de Frankfurter. Dar ai folosit helicopter românesc? Nu, n-ai voie, trebuie să pui litor. Trebuie să pui cu litor, a? Da. Ești obligat pe lacul Ianis pentru a proteja crapii să folosești un ledcord de minim 70 de centimetri. Am înțeles. Da. Foarte tare. Numai... Cristian Marinescu, uite ce zice. Salut, săptămâna asta merg pe Dino. Am toate momentele posibile de la voi și nu numai, adică nu numai de la noi. Cu ce este ok să ne deși să pescuiesc? Mă refer la bile, mulțumesc. E foarte important să ne spui unde te duci să pescuiești pe Dino, că acolo sunt patru sectoare. Fii atent, pe toate sectoarele, boilisurile, bărfuri de căpșuni, prind, bă, nu că... Rup! Boilesul, bărfut de căpșuni. Deci este nenorocire pe lacul Dino cu boilesurile bărfut clamar de căpșuni. S-au prins incredibil, incredibil de mulți. Tocmai ce am postat un video pe canalul de YouTube Clamar Pescar, Farfuria pentru crapi, unde am pescuit alături de Cătălin Rizea și de... Vorba de nevastă? Ce proste. Așa a spus la televizor. De John Max, de Viorel Argeșanu, de Andy și am
toți am rupt pe boilisurile astea, mi-a fost pe sectorul A. Dar au fost acum de curând, zilele trecute, pe B-uri, tot la fel cu boilisurile astea de căpșuni. Straube. Și au straube. Nenorocire. Andrei Gușe. Cum se poate prinde săculețul solubil de o montură cu fir rigid? Se mai face buclă după nodul săculețului? Da, se face buclă, cum să nu? Uite ce zice Alex Leonard. Sunt diferențele așa mari între Ronivic și Waitipul. La mecanică, poziția acrilicului par cam la fel. La mecanică este cam același lucru, dar marele avantaj este acela că nu se încurcă. Unul la mână, doi la mână. Se leagă pe fluorocarbon, care fluorocarbonul este 100% invizibil în apă. Deci, camuflare perfectă. Nu știu, n-am mai folosit cel puțin Waitipul de cât. Uite ce spune Marinău Călin, prietenul meu. Zice așa, pentru Zigric puteți recomanda un pop-up? Nu. Nu se poate da cu pop-up la Zigric, că nu are disfotabilitate, se ridice atât depinde de mult. Depinde de pop-up. Depinde. Ori pui un pop-up mare. Părerea mea e să folosească exact cele pe care se folosește. Adică există momente speciale pentru Zigric. Pentru Zigric care au fotabilitate. Da, care ridică la 2 metri. Că nu se ridică numai acum. Îți ia și firul de după. Aia e chestia. Eu când am pescuit la Green Paradise cu zig de 6 metri jumate. Ia cătă. Și atunci cel mai bine și recomandat e să pescuiești cu... Dar cu pop-up am pescuit atunci, am pus un pop-up pe de... Pești indica? Da, cum? Da? Am pus un pop-up de 20. Ca să da. Ce îți dai seama. Inclusiv sunt ace care sunt mult mai ușoare. Da, Mixa. Mixa de speciale, la corda, da, speciale pentru zigrii, care sunt mult mai ușoare decât acele normale. Da? Și atunci e clar că ți ridică un ansamblu de, na, și 2 metri, care înseamnă și guta. Da? Și firul cu care l-ai în spatele monturii. Îți dai seama, este și presiunea apei la mărimea aia. Uite, Micu Marius Cosmin întreabă cui de pop-up sau microvârtej. Rezultatul este același. Eu, pentru a mă mișca mai rapid, folosesc cuie și n-am avut niciodată probleme. La început, când nu existau cuiele astea pentru pop-up, foloseam microvârtej. Dar dacă nu au apărut cuiele, folosesc numai cuie. Nu mai mă complic cu microvârtej, că trebuie să faci cu bait floss. Are... Cătălin Bujoi, pentru montura asta se mai nădește cu bile? Nu, normal. Cum să nu nădești? Păi n-a de atrage peștele. Asta este doar o capcană. Montura este doar o capcană, este exact. Este doar o capcană. Este pe o farfurie pe care o prezentăm crapului, da? Iar asta este cireașa de pe tort. Și este primul lucru pe care îl absorbe, pentru că este cel mai sus, cel mai ridicat, cel mai ușoară dintre toate alea de acolo. Asta cred că ți-e doar de un tort cu cireașa deasupra, cred că ai spus-o de 4 ori. Păi așa este, e fix mecanica asta, este cireașa de pe tort. Bun. Exact așa le-am probat în tensiune, pe buză de scoică, textil moale, fluorocarbon și textil cămășuit, fluorocarbonul de 0,40 de la corda acela primă. Iar cel că m-a suit PBG Rewire cel mai greu. Ai făcut ceva rău, Ionuț, vino la magazin, te aștept acolo și ți-arăt eu cum să faci. Ceva greu. Ionuț Spiridon spune așa, Radule, sincer, nu ți-e dor de pescuitul de odinioară? Ăla care te-a făcut pescar de crap, fără chimicale, cu bețe de la sert, floricică de porumb uscat, mămăligă pe momitor și bambine. Unde e farmecul ăla sublim? Mi-ar place să vă văd o dată pe amândoi la o parte de pe Dunăre. Da, eu consider că... Eu pe 7 iunie sunt în delta. Mă duc de pe 7, că pe 8, la ora 6 dimineața, sunt cu ele în apă. Am înțeles. Cum s-a ridicat prohibiția, eu gata. Eu pot să spun că mare parte din pescuitul în zona de astăzi nu are chimicale, fiindcă un boilers cinstit și făcut corect nu are... Cinstit, a zis. Da, un boilers cinstit. Deci n-are chimicale. Sau un ground bait făcut la fel, foarte corect, deci n-are niciun chimical. Poate doar să te joci cu chimicale, cu coloranții, dar în rest lucrurile sunt foarte apropiate de cele naturale. Într-adevăr, uite, de exemplu, în loc de floricica de porumb, acum aș folosi un pop-up, în loc de mămăliga de pomomitor aș folosi un ground bait, un roșu de perișna, ca să mai ne aducem aminte de lucrurile bune, și în loc de bambine totuși aș folosi niște swingere, că se mai încurcau, se mai învârteau pe după băți, înțelegi? Da. Mai ales pe drop, când te chinuie repede să ajungi la el și aia plecat după băț, să înțelegi bambina. Păi da, că eu țin minte și acum sunetul ăla, știi, că... Când lovește bambina, bang, știi, ce-ai căzut pe lanseta. Da. Eu nu spiritul,
e posibil să facem o partidă. Stai să mai strumez vreo 50 de kg și după o să fac partide peste tot. O să mă duc și la Scobar. Ascundi, e acum sezon de scundi. Nu, la Scobar, că știi, trebuie să umbli mult de tot de aici. Și știi cine mă invita la... Da, mă, da, știi cine mă invita la Scobar? Utilajul de la Brașov, fratele nostru. Zici, gradul e că merge la Scobar. Păi nu ai umbla eu, mă, cu tine pe la Scobar, pe râuri, pe pietre, pe astea. Te văd și cu vată, stai așa. Da, 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 da. Mamă, fii atent aici, Alexandru Constantin are o problemă mișto, fii atent, am în vecinitate o balastieră, pești de 6-7-8 kg media și sunt over 15 și 20, problema este că intră mereu peștele de 6-7-8, chiar și la două bile de 30. Da, e clar că atunci, și densitate, mă. Da, părerea mea, în afară de faptul că ar trebui să folosească niște boilers-uri foarte iuți, da, niște boilers-uri foarte uscate, foarte tari. Da. Da? Cele mai vechi boilers-uri pe care le ai în geantă. Și să facă paturi speciale pentru peștele mic, paturi exact. Paturi departe de locul în care pescuiește, niște paturi cu tot felul de sămânțărai și de dulce gărei. Să-ți adun peștele mici într-o parte și tu să... Că întotdeauna peștele mare nu umblă cu peștele mic și întotdeauna stă... E altfel bancul. Totdeauna o să-ți vină unul după altul și atunci tu poți să te îndrepți cu ceea ce ești tu pregătit pentru pește mare într-o zonă și în altă zonă să atragi peștele mic. Distanța între patru trebuie să fie undeva la 30-50 de metri. Da? Și întotdeauna alegeți zona cea mai bună de pescuit pește mare, unde să pescuiești pentru pește mare și patru să-l faci într-o zonă mai proastă. Da. Să-l atragi acolo cu tot felul. Și oricum, patul de nadă unde ți-l faci pentru peștele mare, oricum trebuie să pescuiești peste el, peste, da. Pe lângă el, la distanță de 5 metri, 10 metri. Repe Base numai la comandă, direct pe un mesaj privat și vă pregătesc ce vă trebuie. M-a întrebat aici Florin Pascaru. Pescari din pasiune spune în felul următor. Vă salut! Ce lansetă și mulinetă recomandați pentru un copil de 9 ani? Sare frumoasă, da, fiindcă e un pentru copil de 9 ani, de-aia am trecut de subiectul emisiunii, da. Fiindcă e chiar foarte mișto ideea. Pentru un copil ceva de 9 spinning ani. Sau ceva mai mult, ceva ușor. Și există lansetele astea de crab de 2,70-3 metri. Exact, da. Ușoare, înțeleg, și cu exact. Mulinetă micuță, finuță. Ne uitam noi la alea micuțe, de-mi plăceau mie. Lasă că-ți trimit link-uri în privat. Robi Roberto întreabă la ce distanță am pescuit pe lacul Ianis. Când bătea vântul din spate, pescuiam și pânsam de vis-a-vis. Aveam pe o mulinetă, mai aveam, știam că am 200 de metri fix și mai erau doar câteva spire. Dar nu mai era nimeni pe vis-a-vis. Uite, Claudiu Drăgan confirmă ceea ce. La St. Paul am trecut pe o lansetă cu Ronnie Rigg, am luat 28 de crab cu pop-up scuit cu prună de la voi. Ia că uite. Deci, Ronnie Rigg funcționează. Eu v-am zis că pe particular, zic că da. Ne întreabă Dan Alex și pe sectorul ce merge boilisul de căpșuni, merge. Uite, Cristian Marinescu spune așa. Cum aș reuși să ajung să pescuiesc alături de un pescar profesionist? Am foarte multe lucruri de învățat. Te gândești, îți dau eu adresa de la Fine Store, încarci un bax de ce trebuie și îmi dai un telefon și mă ocup personal. Noi mai avem, fiecare an organizăm pescuiești alături de echipa Claumar. Facem un concurs pe canalul de YouTube Claumar Pescar, unde puteți să vă înscrieți gratuit și puteți câștiga o partidă pescuit la Claumar. Dacă vrei cu Claumar, dacă vrei cu mine, ți-am spus Fine Store, frumos, baxul, înțelegi, hați, sunat, așa. Discul aduc eu, Ozana, mă ocup. Ce ieftin te zici. Am investit 5.000 de euro în scule și în praf, cu 200 pe învăț eu. Și în marfă, nu, nu. Da, trebuie să mai destindem și noi un pic atmosfera. Și noi când mergem undeva la pescuit, de obicei postăm și vin foarte mulți. Da, foarte multă lume vine și pescuiește alături de noi sau stau și învață. Sau pur și simplu să uită la noi cum pescuiesc. Da. Deci, ultima n-am dat și autograf. Pe pierd la o fată. Asta, nu te-ai gândit. Bună. Ce? Te uiți că vine vremea, meteo, ce vine? Stai așa, mai luăm o întrebare. Dan, Alex, eu pe ce am prins super bine la pop-up mic de 8 mm krill undeva la peste 20 de crab cu media 3,5 kg, stand 23. Felicitări, foarte bine. Foarte bine, foarte frumos, da. Ceea ce spuneam de lucrurile de finețe, că întotdeauna dau randament, mai ales primăvara, mi se pare că sunt foarte, foarte interesante.
Radu Marușca, ați folosit pop-up-uri pe lacuri sălbatice, mă refer la baraje. Da, cum să nu, dar ce funcție, v-am spus, este pur și simplu o capcan. Cireașa de pător. Cireașa de pător? Contează nada aia pe care o pui și asta este doar... Nu, ideea e că nu contează felul de apă, pește se hrănește în același fel. Dacă se hrănește întotdeauna în stratul superior, adică este ridicat într-un anumit motiv sau altul, presiune atmosferică, căldură, lipsă de oxigen și așa mai departe, nu dărâmă regia. Deci nu contează, peștele se hrănește la fel și pe bolțile, pe carpodrame, cum le spuneți voi, și pe bolțile care le spunem sălbatice, deși ele nu mai sunt sălbatice, întotdeauna peștele provine dintr-o crescătorie sau de undeva de ajunge acolo, e foarte puțin pește care se reproduce și mai ales pe baraje și pe lacuri cu adâncime. Peștele se reproduce foarte ușor în delta sau unde are zone cu apă mică și foarte multă iarbă ca să poată să își depună icrele și lapții. Să luăm o pauză de... Să vedem cum va fi vremea și solunarul pe săptămâna aceasta, să vedem când este prielnic pentru pescuit și ne revedem într-un timp foarte scurt să discutăm în continuare despre motorile Ronny Rig. Bună seara tuturor, eu sunt Sara Luca și vă prezint solunarul și starea vremii pentru această săptămână. Conform teoriei solunarelor, peștii au tendința de a se hrăni intens la anumite intervale de timp determinate de atracția gravitațională exercitată de Luna asupra Pământului în zona de pescuit. Factorii necesari unei partide de pescuit reușite combină mai multe variabile, precum nivelul și temperatura apei, presiunea atmosferică, precipitațiile, direcția și intensitatea vântului. În această săptămână, fiind și săptămâna mare, perioada în care doamnele intră în febra curățeniei și cumpărăturilor, pentru sărbătoarea Paștelui, solunarul ne îndeamnă, domnilor, să mergem la pescuit. Toată săptămâna șansele sunt alături de noi, dar vă recomand și o vizită la magazinul Claumar, unde cu siguranță găsiți cele mai bune nade și momel, iar băieții vă pot da cele mai bune sfaturi. Astfel, echipați corespunzător și cu solunarul de partea voastră, putem lăsa doamnele să-și facă treburile în liniște. Glumeam, este bine să le ajutați și voi, dar vremea e așa frumoasă și solunarul ăsta așa pozitiv. Dragilor, a venit momentul să vedem cum va fi vremea în această săptămână. Următoarele zile vor aduce în țara noastră o vreme în continuare mai rece față de normalul climatologic al perioadei, în condițiile în care dinspre nord-vestul Europei va avansa către regiunile sud-estice un front atmosferic rece, în spatele căruia se va regăsi un aer polar de origine polar-maritim. Numai joi se va resimți o ușoară încălzire a vremii când maximele termice vor trece de pragul de 20 de grade. Precipitațiile vor fi moderate cantitativ în nordul Olteniei și la munte și, în general, slabe în restul teritoriului. În primele zile ale săptămânii, vremea va fi în general închisă, mai ales în prima parte a zilei în jumătatea nordică a țării, unde se vor semnala precipitații sub formă de ploaie, în mod local, însă acestea vor fi slabe cantitativ. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor cădea doar cu totul izolat. Vântul va sufla moderat la munte, îndeosebi în Carpații meridional și de curbură și slab, cel mult slab, până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 10 și 15 grade Celsius în Transilvania, Maramureș și Crișana. Vremea se va răci cu precădere în sudul țării, în timp ce pe spații extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie la altitudini mai joase de 1000-1200 de metri. Excepție va face nord-vestul României, unde precipitațiile se vor semnala numai în mod cu totul izolat. Vântul va sufla moderat în Moldova, Brăgan și Dobrogea și mai mult slab în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 și 13 grade în Transilvania și Maramureș, 10-15 grade în Banat și Crișana, 14-19 grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu cele mai ridicate valori așteptate în zona lungii Dunării și în sudul județului Constanța și 9-14 grade în Moldova. Miercuri, procesul de răcire a vremii va continua în sud, unde valorile termice se vor situa cu mult sub normalul climatologic al ultimelei decade a lunii aprilie, în timp ce în nordul României temperaturile se vor menține la valori similare cu cele înregistrate în ziua precedentă. Va ploua pe spații extinse în cea mai mare parte a țării, cu excepția nordului Moldovei, iar în nordul Olteniei și în vestul Carpaților meridional se vor strânge cantități însemnate de apă, izolat până la 25-30 de milimetri. Temperaturile maxime vor fi încadrate în general între 11 și 16 grade Celsius în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, 7-12 grade în nordul Olteniei și al Munteniei, 12-17 grade în sudul Olteniei și al Munteniei, 10-15 grade în Dobrogea și 8-13 grade în Moldova, cu cele mai scăzute valori așteptate a se înregistra în Podișul Central Moldovenesc.
În weekend, vremea se va încălzi și se va ameliora ca aspect, în special în sudul României. În jumătatea nordică se vor mai semnala local unele ploi slabe, iar ca urmare a creșterii temperaturilor se va activa și procesul de convecție, astfel încât pe alocuri ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite răzleți și de fenomene electrice. Eu sunt Raluca și până data viitoare vă aștept pe claumarpescar.ro. Echipa Claumar Pescar vă urează sărbători pascale cu lumină și sănătate. Fire întinse tuturor! Bună seara și am revenit cu tema din această seară și anume monturi pentru Ronny Rig. Ia și tu alea de acolo, Radu, te rog. Nu se văd. Bun, și uite, am o întrebare interesantă aici, Dan Alex. Având în vedere că la Ronny Rig, lângă greutatea cârligului, să zicem că la un cârlig de 8 corda și greutatea agrafei, care ar fi dimensiunea minimă a pop-up-ului pentru a se ridica montura în poziție optimă? Oricum, montura Ronny Rig funcționează foarte bine cu pop-up-uri mari. Nu vă feriți de pop-up-urile mari, de 14, de 16, în unele cazuri chiar am folosit și de 20. Dar 14-16 sunt cele mai folosite. Spre exemplu, un cârlig crank numărul 6 de la Corda sau de la Claumar stă perfect cu un pop-up numărul 14 tot de la Claumar, fără a mai fi nevoie să punem greutate suplimentară, să punem o contragreutate. Dar cu cât mergem mai sus în diametrul pop-up-urilor, trebuie să compensăm cu o contragreutate. Nu vă feriți nici de chestia asta de a folosi o contragreutate, nu îngreunează înțepătura crapului, nu dăunează cu absolut nimic. Deci, din punctul meu de vedere, de-a lungul timpului, ce am observat este că funcționează foarte, foarte bine cu pop-up-urile dimensiuni mari. 14-16 sunt perfecte. Manda Madalin, vă salut cu respect, felicitări pentru ceea ce faceți, vă mulțumim pentru ajutor. Te pup, Madalin. Costel joacă bine. Salut, băieți. Radu, iar ai slăbit. Da. Bă, da, mă, am slăbit, așa e. Cu ajutorul băieților de la OK Food am slăbit 44 de kilograme în aproape 4 luni. Pe 4 mai fac 4 luni. Mulți înainte. Doamne ajută. Salut, ți-am zis când slăbesc că mă duc la scobar. Ce dracu? Da, mă, de te duci cu tilaj. Să luăm întrebarea. Am început să văd crab la plimbare pe la suprafața apei în weekend la Marea Vrăsiei 2. Este acesta un indiciu că e cazul de zilnic sau no. Este oare indiciu că peștele la plajă și revin mai târziu? Dacă bate vântul, nu poți folosi zig rig și tehnica de pescuit la zig rig. Deci că se bazează pe o nadă care este mai mult fluidă, se numește suparig, care o fluidizezi tu într-un ground bait în combinație cu lapte sau diverse aminoacizi sau tot felul de substanțe de atracție, da? Ca să poți să faci un nor. Dacă bate vântul, norul ăla, tu unde dai, norul se duce după vânt, imediat. Și atunci este ineficientă. Da, poți să folosești zig-rig în astfel de cazuri, dar nu... El de ce se ridică? De ce îl vezi la suprafață? Datorită soarelui. Exact. Asta se întâmplă. Da, totuși cum zig-rig poți să eficientizezi, adică da. Poți să păcălești unul, doi. Da, așa este. Substratul superior se încălzește mult mai repede. Mai bine ca o țeapă mică. Da, mai bine ca o țeapă mică, exact. Așa. Ce recomandați primăvara? Căpșuni sau usturoi? Eu aș merge și pe căpșuni și pe usturoi. N-am nicio problemă. Deci eu am prins și pe usturoi primăvara, dar căpșunile clar sunt mai eficiente. Fructa e mai eficientă. Are pH-ul mai jos. Exact. Iei tu sau eu? Hai tu. Nicolae Niță, vă salut! Pe o balastieră cu adâncime foarte mare, poate 15-20 de metri. Poate asta ar trebui să-l rezolvi, să vezi exact cam cât e. Poți să măsori apa cu un marcă. Ce momeală și nadă este indicată? Balta este sălbatică, are exemplare de crap mari, dar puțin. Aici poți să pescuiești cu orice nadă. Ideea e să-ți dozezi, adică să nu folosești foarte multă. Să faci cuiburi, capcane, să te legi foarte mult de agățături, de praguri și așa mai departe. Adică să cauți locuri interesante pe unde crapul s-ar hrăni natural. Și atunci clar că și poți să folosești orice nadă. Și acum, veșnica chestie, crapii, toți în perioada aceasta, se comportă și aia mari și aia mici, la fel. Se duc către se pregătesc de zonă bătaie și fii atent, carasul a intrat în bătaie. Da? Da, și carasul a intrat în bătaie și crapul se joacă întotdeauna cu carasul. De-aia și-a apărut caracuda, da? Care este o... S-a jucat cu el până la român. Adică cum acum? M-a jucat cu ceva foarte mic? Hai să... Da, deci ideea e
zice și Claudiu, să cauți locurile cu apă mică. Odată că e primăvară și apa mică se încălzește cel mai repede și el va căuta și lucrul acesta. A doua, se pregătește de bătaie, va căuta clar... Bătaie? Ai zis bătaie? Bătaie de... Uite, să depună, o întrebare off-topic, dar chiar vreau să-i răspund. Florian F. Salut, o părere despre un combo format la seta ProLogic C2 Element XD și o mulinetă Fox FX 11. Mulțumesc. E ok combinația, dar mai ok ar fi să pui pe ea un Crosscast 45 SCWQD. Și atunci faci o combinație extraordinară, sau dacă nu, să treci la next level, o dai by emblem. Băi, mâine vin să-mi iau sculele de alte beți. Îți dau pe ăsta Element. Da. Așa, doi Element, că este înțepate, ce da. Trebuie pentru tine. Da, da, da. Bun. Și acum hai să regia, dacă te rog, să pui filmulețul. Să punem filmulețul acela. Ăsta este filmul pe care l-am făcut anul trecut în uite, cu popa pentru Roninic. Exact. Da. L-am făcut anul trecut. Bă, dar ne mai vede lumea și pe noi? Ah, da, da, ne vede. Ne vede. La mici. Trebuie muștar la ei. Mici, da. L-am făcut anul trecut, chiar înainte de a porni pandemia, de a se instaura starea de urgență. Ce trebuie de avea? S-a instaurat, am terminat partida astăzi și la două zile s-a instaurat starea de urgență. Mamă, cât de bine a fost că am prins o ultimă partidă înainte. Dar am pescuit de starea de urgență. A, bine. Și am pescuit în stare de urgență, da? Așa mai... Underground! Ai văzut cum sunt cluburile underground acum? Da, 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 da. Boxele. Așa am fost. Și aici am fost pe lacul Periș, unde am avut o partidă extraordinară. Am pescuit exclusiv la Ronnie Rig și cele mai prinzătoare pop-up-uri dintre toate au fost cele de strauburi. Da, mă, da. Da, mă, ce vorbeam, rozul și aroma de fructe, primăvara e senzație. Culoarea, în primul rând, și aroma de... Galben și roșu, astea sunt, galben și roz, pardon, înțeleg, și aromele de fructe. Exact. Deci, în clipa asta sunt tata lor. Exact. După cum am spus, Ronnie Rig este o montură foarte, foarte ușor de confecționat și foarte eficientă. Se găsesc toate... Aici am plantat, dacă vezi că am folosit plumb... După plumb se vede, da. Plumb gripa. Uite, foarte, foarte ușor se... Uite, ce discutam și mai devreme și ce întrebau de râu, plumbi special pentru pescuitul plantat și pentru râu sunt foarte buni. Tocmai de asta, ca să nu se rostogolească. Și mai prezintă un avantaj plumbul gripa, în momentul în care, el având gaura aceea pe mijloc, în momentul în care cade din avomodel sau îi dai tu drumul, el se duce direct pe substrat, da, știi? Având gaura aia pe mijloc. Exact, da. Dacă nu are dacă formă ar fi trec, da, s-ar balansa. Mai balansează. Mai fuge pe curent, mai se întâmplă ceva. Depinde foarte mult și de adâncimea la care pescuiești. Asta la orice fel, la orice adâncime pescuiești, știi sigur că se duce direct pe substrat. Uite, ne mai spune Zac, mine, pe un lac asemănător cu profilul Hermes Periș, dar densitate mică de pește și substrat mulos. Cum se abordează partida pe sesul? Maxim 20-25 de pești peste 15 kg în baltă și stau doar pe malul opus, cam la 160 de metri. Dacă ai putea să plantezi acolo, ar fi extraordinar. Uite, te invit să vezi videoclipul ăsta. Uite, Brăteni, Bistrița, Năsăud. Dacă poți să plantezi, ar fi perfect. Te invit să vezi videoclipul, să vezi cum am abordat. Am plantat în apropierea malului de vis-a-vis cu o combinație de semințe preparate, pelete și boilisuri pentru a îi oferi un complex atât de carbohidrați cât și de proteine. Și fac de atracție cu, și mai ales tehnica preocupării, elemente mici, exact, toate dimensiunile, se capătă încredere. Uite, tot sunt întrebat de cum a fost pe lacul Ianis. A fost extraordinar pe lacul Joi. Ianis. Joi la ora 20 pe canalul de YouTube la Mar Pescar veți putea vedea premiera filmului de acolo. Doar lansat, destul de greu la 160 de metri doar lansat, dar nu e imposibil. Poți lansa cu motorul helicopter și cu Ronnie Rig și să nădești cu racheta Spider, să faci patul undeva pe la 150 de metri și să pescuiești la 160. Așa ar fi cel mai indicat. Dar acum trebuie să ai și o tehnică
destul de bună pentru a putea atinge distanțele alea. Uite, viitorul meu prieten Cristian Marinescu spune: credeți că m-am grăbit ca începător, am achiziționat lansetele X și monetele X? Y nu. Și dacă nu, dacă nu știi să conduci, deci ești un începător, poți să știi că poți să-ți iei un S-Class, un Mercedes. Da. Înțelegi? Poți să mergi cu el, mergi mai încet, dar... Deci nu, ți-ai luat niște lucruri foarte bune și eu zic că n-ai făcut nicio greșeală. Mai departe. Salut băieți, ce părere aveți de balta Solacolu? Mă pregătesc de o partidă să primi ajutare acolo. Am înțeles că eu nu mai am informații despre... Am înțeles că se prinde, are mult ciortan, are căsuțele alea care are căsuțe, sunt, da. Sunt de lux, sunt foarte mișto. Nu este un lac mare, este un lac cu o distanță mică așa. Până... Pescui sportiv și agrement. Dar se prinde, de 7, de 8, de... Aha, foarte tare. E ok, e chiar miștocuță. Sebica 98. Shimano Ultegra 14.000 sau Daiwa Crosscast 45 SCWQD. Amândouă sunt foarte bune, personal aș merge pe Crosscast. Are tamburul acela super long cast, are cursa de 45 de mm, sistemul de slow cross warp, dar amândouă sunt bune, personal aș merge pe Daiwa și folosesc Daiwa Emblem și de aceea am încredere. Bună seara! Pe o baltă cu un substrat mălos, aproximativ 20-40 cm măl, se poate pescui cu monturi în pungă PVA sau e recomandat doar montură elicopter? Se poate pescui și cu montură în pungă PVA, dar este indicat să folosim niște plumbi mai mici, de 60-70 de grame, pentru a nu se scufunda foarte repede în amol, să facem rigul ceva mai lung și neapărat să folosim o montură de pop-up la ca și rig. Un link de la videoul prezentat. Da, sigur, punem imediat un link de la video. Dar puteți să-l căutați pe canalul nostru de YouTube, Claumar Pescar. Se numește cum se numește? Monturi pentru pop-up, nu? Scrieți acolo monturi pentru pop-up Claumar în căutare și da, pune acum Dragoș un link cu videoul. Auzi, ți-a fost greu să te acomodezi la noua dietă? Da, da, mi-a fost un pic, dar acum am obișnuit. Nimic nu e ușor. Și tot ce se leagă, se și dezleagă. Mamă, stai un capar niște chestii pe acolo. Bun, eu fii atent aici. Dan, Claudiu se poate scăpa de guvizi? Efectiv, trăgea la orice, inclusiv pop-up, momolig. Am ajuns la crize de 4 și tot degeaba am prins 12 guvizi în 15 minute. Unde erau guvizi ăștia? Am strâns bagaje și am plecat acasă. Alune tigrate la crâlig. Da, alune tigrate. Dar unde asta erau guvizi? De ce vrei să-i prins tu? Că mi-am plăcut vizii. Da, bă, dar nu de aia. Este aia ciobanului, știi? A, am înțeles. Bun și e. Cu mălai. Te feliți așa prin mălai, nu? Păi da. Mircea Deic. Cam pe când primiți în stoc C3 Fulcrum 390? E mare nebunie și stocurile se epuizează instant cum apar. Claudiu Drăgan ne strică toate astea aici. Cam în 2-3 săptămâni am înțeles că am primit informații că vor fi din nou în stoc. Mulțumesc frumos, mă duc să caut pietre că vreau să dau recital după Paște. Foarte bine, firentii se dă wooden pack. Salut băieți, aveți idee la ce trage crapul țările nordice? Eu sunt în Olanda și de ceva timp prin numai plătică. La monturi de crap și Claudiu Drăgan îi răspunde, ai încercat la bile? Foarte fain. E... Da, boiles, clar, cum înțelegi, și un boiles cu arome cât mai spre pe zona asta de monster crab, de crab, de... Și un boiles tare, un boiles mare, da? 20-24, iute dacă se poate, da. Liver, sunt multe care nu atrag plătica. Și... De acolo scrie și Claudiu Popa, adică... Nu, eu sunt. Da.
Ideea este să lăsați și o distanță mai mare între, între cârlig și momeală. Aici mai este o... Iar o tehnică de selecție. Da. GMD Daniel, salutare băieți, trei întrebări. De când revine în stoc la seta Prologic C-Series, te-ai gândit să faci filme de genul celor de la Corda? De ce nu facem? Și o părere despre produsele de la Mainline, dacă le-ați folosit. Și dacă faci la Underwater și ne facem după deasupra. Vreau să stric asta, să miroșești la o berică, mi-e doar de miros. Și C-Series, la fel ca și C3 Fulcrum, cam în 2-3 săptămâni am înțeles că vor reveni în stoc. Te-ai gândit să faci filme genul celor de la Corda, ne place să avem nota noastră personală asupra filmelor și o părere despre produsele de la Mainline, dacă le-ați folosit. Băi, gândiți-vă că produsele de la Mainline sunt pe inventar. Că idee! Produsele de la Mainline în Anglia, unde s-a inventat pescuitul modern la crab, Mainline este brandul numărul 1 de nagă. Da. De departe. De departe, da. Active 8-ul a spart când a apărut în Anglia. Deci a fost unul dintre cele mai vândute boilers-uri. Iar Frutela, care a fost pop-up-ul lor de rezistență și care și acum mai... folosesc și acum pop-up-uri. E un pop-up cu aromă de fructe, un combo de fructe și e tot roz. Ei au fost prima. După care a apărut Mulberry Florentino, cu varianta lui Dynamite la Frutela și mi se pare puțin și mai bun. Mie Mulberry mi se pare mai bun decât Frutela. Nu, mie Frutela îmi place mai mult. Da, mi-e place mai și Mulberry e foarte bun. Da. Și dacă vezi, rozul de la Frutela e un roz deschis. Iar rozul de la Mulberry e închis, e dus spre mov. Înțelegi, înțepat un pic, știi? De-aia îmi place mai mult. Aia îmi place Mulberry, uite. Pentru că Frutela are rozul genul așa. Știi cum e strawberry ăsta. Ernest Dulman, scuze Radu, ce dietă folosesc? Sunt un pic mare ca și tine. Eu nu sunt un pic mare, sunt foarte mare. O dietă foarte bună. Mănâncă puține calorii. Câte calorii mănânci pe zi? Acum, dacă spun de săptămâna asta că m-au trecut pe 1200. Te-a plâns. Să mă rog, dacă nu mi-a plâns. Da. Și o sticlă de whisky știu câte calorii are. 2500. 2500? Ai la de litru. Mine și de mine. Are 250. 250? Da. Ai. Orice, și vodka la fel. Și Jager Meister? Cred că mai mult, care mai mult dulce în el. Aoleu. Care e 300 de calorii. Aoleu, nu mai îmi spune. Dar vezi că e tabel. E tabel, calorii, ce bei. Da? Ca să știi ce bei. Înțelegi? Da, nu mai îmi spune, lasă. Da, ideea e că dacă ai o dietă bogată în toate lucrurile... Trebuie să ai un stil de viață, mă. Trebuie să ai un stil de viață. Eu asta am încercat să-l fac. E foarte greu. Nu mi-a reușit. Dar voi încerca în continuare. Roli CSR, ce firmă de firmă în filamentul 25 recomandați pentru lansări de peste 130 de metri? Personal, noi folosim Clamar long cast. Și chiar foarte bun. Adică și la toate castingurile s-a dat cu firul ăsta. Așa. Andreas Fish. Salutare, Andreas. Am văzut că ți-ai dobărât iar recordul. Felicitări. În vară mă duc la Hermes Periș pe standul 19. Ce-mi recomandați? Să pun pe toate bile sau să încerc și ceva mai fin? Păi, recomandarea mea ar fi să folosești și boilisuri, mai ales în perioada asta, zici că te duci în vară. Acum depinde foarte mult. Dacă te duci în perioada foarte, foarte caldă, de exemplu sfârșit de iulie-august, îți recomand boilisurile Burfoot. Funcționează foarte bine în perioada aia caldă. Dacă te duci în... perioada asta mai de început, iunie, îți recomand fishmeal-uri și îți recomand și să folosești și Ronnie Rig. E foarte ok. Salut, ai pungă pe vea care să topească ceva mai greu după 30 secunde vară, toamnă, 20 secunde, depinde de temperatura apei. Păi nu e bine să topească greu. Ba da, e bine să topească greu, depinde de, cum îi zice, de adâncimea la care pescuiești. Până ajunge pe substrat, sunt alea fast care se topesc imediat. Nu cred. Aceea, mă, ești nebun. Păi nu știți de ce zic și că n-am dat cu pungă de asta. Lasă-mă, mă, ea este de mult în pescuitul la crab.
A ajuns în România până 2000, da, înțelegi? Da, da. Nu 2000, păi, scuze, până 2008. E înaintea săculețului. Da, e înaintea săculețului, dar nu a folosit nimeni. Dar curentul a apărut de la, nu știu care a fost regia, dar de vreo un an jumate. Cu sistemul ăla nou, mă, da. De a le toată, face... Toată lumea a nebunit cu punga. Bag, bag, toți bag, zic, bag, bag. Toți zic așa de prin vestri, bag, bag. Bă, și nu-mi place deloc să le fac. Uite, da, uite, norocul meu că le iau pe Dragoș cu mine și mi le face. Bă, iar ce, răbdare, ce frumos le face. Așa, așa. Și Gicuță. Mă, wow, mie nu-mi place deloc. Vezi pe cele care scrie slow. Orientează-te către pungile care scrie slow. Ernest Dulman. Radu, vino în Germania, te invit să vezi ce bereau. Hai de capul meu. Nu prea sunt un băutur mare de bere. Acum, deci pe curea asta de stăbire, îți dau cuvântul meu. Are cu o dată la 3-4 zile, beau o bere la draft. Dar înlocuiești o masă. Înlocuiesc o masă, da. Păi nu, dar vrei să spun ceva? O bere la draft de 500 are 180 de calorii. Are mai puține calorii decât whisky-ul. Decât whisky-ul. Da, 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 da. Decât 500. De whisky. Da, de 500. Atenție. Deci, dar eu beau, nu știu, cred că cere organismul ceva, nu știu, cere ceva. Dar nu știu ce. La o dată la 3 zile, înțelegi? 4 zile așa, mai ia pofta și bea o bere. Care eu nu sunt un băutor de bere. Salut băieți, credeți că firul dumneavoastră Claumar Invisalign de 020 e bun pentru feeder? Da, foarte mulți folosesc firul Invisalign pentru feeder. Răzvan Andrei, salutare, se poate folosi multi-rig eficient cu wafter? Sigur că da. Păi da, cum să nu? De ce nu? Ba din contră, 100% este eficient. Cum abordați o partidă de pe din olei în condiții de concurs? Boilies, bărfuri, căpșuni, tare, forță, tare, pe tare, fluorocarbon, forță. Nenorocire, da, nenorocire. Și când nădește vecinul odată, tu nădești de două ori. Da, exact. Onică Paul, ce mai știți de corb? Au mai băgat pește, că e balta voastră de suflet, ați făcut concursul și v-a mâncat viața până i-ați dat de cap. Onică Paul, bă, chiar nu știu... Dar noi am dat de cap destul de repede. Da, alții s-au continuit 10 ani. Da, nu. Chiar nu am nicio informație ce se mai întâmplă acolo. Chiar nu știu nimica. Uite, chiar și o să răspund pe fane fâșie să văd ce mai faci. Și cu ocazia asta poate știe mai multe informații de acolo din zonă. Salutare, Doru Bucea. Nu știu dacă mi-ați văzut întrebarea. Aveți în plan să faceți riguri și pătexiți pe fluorocarbon? Adică de ce îți faci rig să le vinzi? Păi există. Da, există. Riguri, nu făcute de la mine și de Claudiu, dar sunt... Avem pe site-ul claumarpescar.ro. Sunt riguri, da. Găsiți foarte multe. Noi de-abia ne facem pale noastre. Bă, să știi că nu. Mie îmi place să le fac. Nicolae Nichi, salut. De ce se albesc lansetele de la Prologic? Nu știu. Cum se albesc? Nu știu. Nu unde? Înțeleg cum se albesc. Unde? Nu spune unde. Poate pe la... la inele unde e plăcuit, asta e normal, nu doar la Prologic, la toți producătorii se albesc, că e o porășină, o chestie standard. Amfitrion, ce înaintea să folosesc la fir de 0.25 Claumar, te preferat să fie din game românești, Claumar, CPK, etc. Păi, la înaintașul textil se folosește o grosime anume în funcție de greutatea plumbului cu care aruncăm până în 110 grame. Vă recomand Claumar X8 de 0.25 sau peste 110 grame Claumar X8 de 0.30. De ce zice Nicolae Nichi? S-au decolorat după un an. Ce model? Ce s-a decolorat? Da. Ele oricum sunt acoperite cu depinde de ce model. Da, pe asta întreba, ce model? Pe o baltă sălbatică, la RIG, ce recomandați? Textil 0.18 sau monofilament Amnezia? Adică fluorocarbon. Adică fluorocarbon, nici monofilament, nici Amnezia. E fluorocarbon de 0.25, mulțumesc. Fluorocarbon de 0.30. Depinde, în primul rând, ce populație piscicolă are balta aia sălbatică. Dacă are pești mari, ar trebui să lucrezi cu un 0.35 la fluorocarbon. 0.18 la textil e ok. Dar v-aș recomanda fluorocarbon, mai ales în perioada asta primăvaratică. Mureșan Samuel, contează culoarea la înaintaș? Nu. Nu. Da. Uite și mixul de... Carcalete. Și ai văzut așa cum face și ai pus cirea așa pe... Nu, normal. Cireșica. A pus cirea așa pe tăr. Acum mi-am luat ăla spreader 2 cu două centrifugi.
Mamă, da. Să fac ca lumea. Ce ai, mă, ești nebun, să fac 10 metri pătrați. Foarte tare. Și unde e al doilea? În locul la cuvele astea? Nu, e în spate la cuvele, e altă cocă. Aia a făcut altfel șmecheria. Da. Foarte tare. Mi-am pus și un sonar Bear Creeks și... Doru Bucea și așa. 500 de metri. O baterie de 4 senzori cu stație în buget de 1000 de lei. Perfect. Prologic zi. Nu se năzău. Nu zi mai ieftin. Deci ce anume este că n-am înțeles. 4 senzori. A, 4 senzori? Păi da, se năzău. Se năzău, nu? E perfect se năzău. Îl am eu de vânzare, îl scot mâine, că mi-au venit astea noi. Îl scot pe la de anul trecut. N-au venit senzorii. N-au venit? De aștept și eu ca pe pâinea caldă. Mamă, ce mă enervează că la omul ăsta. Da. La rotul avem? Rotul, da. Mâine e rotul meu de vânzare pe Facebook. Mamă, la șmecherul ăla puternic, forță. Da. Vă scriu, vă arăt mâine pe Facebook. Ok. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în seara aceasta. Vă urăm Paște fericit. Paște fericit. Alături de cei dragi. De familie. Și pe baltă. Cine se duce pe baltă, cine... Eu mă duc pe baltă. Și de data asta nu scapă, că e aproape pe aici. Eu, de data asta vin. Eu voi face Paștele pe lacul Tâncăbești, pe standul parcare. Așa că dacă doriți să treceți pe acolo să ciocnim... Să ciocnim un nou. Da. Să spunem eu să ciocnesc altceva, o să facă cling-cling. Da, mai tai o masă. Mai tai o masă. Vă urăm încă o dată Paște fericit. Multă sănătate și sărbători cu bine alături de cei dragi. Dar nu uitați, dacă aveți produse pe care doriți să le vindeți, cum vrea Radu mâine să pună pe bazarul mâine Claumar. Mâine pe bazarul Claumar am așa, am set complet, Rodpod cu, cum zice alea rapide? Conector rapid. Conector rapid cu senzori, da, cu stație. Și cu inclusiv alea V-urile de pe spate. Dau toată bateria, că e de anul trecut și acum a venit asta nouă și atunci trebuie să ne jucăm cu lucrurile noi. Deci mâine intrați pe bazarul Claumar Pescar și căutați anunțul lui Radu. În continuare, dacă aveți comenzi de făcut, intrați pe site-ul claumarpescar.ro, unde peste 100.000 de produse vă așteaptă la cele mai bune prețuri. Seară bună tuturor, Paște fericit! Paște fericit! Bună seara tuturor, eu sunt Raluca și vă prezint solunarul și starea vremii pentru această săptămână. Conform teoriei solunarelor, peștii au tendința de a se hrăni intens la anumite intervale de timp determinate de atracția gravitațională exercitată de Luna asupra Pământului în zona de pescuit. Factorii necesari unei partide de pescuit reușite combină mai multe variabile, precum nivelul și temperatura apei, presiunea atmosferică, precipitațiile, direcția și intensitatea vântului. În această săptămână, fiind și săptămâna mare, perioada în care doamnele intră în febra curățeniei și cumpărăturilor, pentru sărbătoarea Paștelui, solunarul ne îndeamnă, domnilor, să mergem la pescuit. Toată săptămâna șansele sunt alături de noi, dar vă recomand și o vizită la magazinul Claumar, unde cu siguranță găsiți cele mai bune nade și momeli, iar băieții vă pot da cele mai bune sfaturi. Astfel, echipați corespunzători și cu solunarul de partea voastră, putem lăsa doamnele să-și facă treburile liniște. Glumeam, este bine să le ajutați și voi, dar vremea e așa frumoasă și solunarul ăsta așa pozitiv. Dragilor, a venit momentul să vedem cum va fi vremea în această săptămână. Următoarele zile vor aduce în țara noastră o vreme în continuare mai rece față de normalul climatologic al perioadei, în condițiile în care dinspre nord-vestul Europei va avansa către regiunile sud-estice un front atmosferic rece, în spatele căruia se va regăsi un aer polar de origine polar-maritimă. Numai joi se va resimți o ușoară încălzire a vremii când maximele termice vor trece de pragul de 20 de grade. Precipitațiile vor fi moderate cantitativ în nordul Olteniei și la munte și în general slabe în restul teritoriului. În primele zile ale săptămânii, vremea va fi în general închisă, mai ales în prima parte a zilei în jumătatea nordică a țării, unde se vor semnala precipitații sub formă de ploaie în mod local, însă acestea vor fi slabe cantitativ. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor cădea doar cu totul izolat. Vântul va sufla moderat la munte, îndeosebi în Carpații meridional și de corbură și slab, cel mult slab, până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 10 și 15 grade Celsius în Transilvania, Maramureș și Crișana. Vremea se va răci cu precădere în sudul țării, în timp ce pe spații extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie la altitudini mai joase de 1000-1200 de metri. Excepție va face nord-vestul României, unde precipitațiile se vor semnala numai în mod cu totul izolat.
Vântul va sufla moderat în Moldova, Brăgan și Dobrogea și mai mult slab în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 și 13 grade în Transilvania și Maramureș, 10-15 grade în Banat și Crișana, 14-19 grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cu cele mai ridicate valori așteptate în zona lungii Dunării și în sudul județului Constanța și 9-14 grade în Moldova. Miercuri, procesul de răcire a vremii va continua în sud, unde valorile termice se vor situa cu mult sub normalul climatologic al ultimelei decade a lunii aprilie, în timp ce în nordul României temperaturile se vor menține la valori similare cu cele înregistrate în ziua precedentă. Va ploua pe spații extinse în cea mai mare parte a țării, cu excepția nordului Moldovei, iar în nordul Olteniei și în vestul Carpaților Meridional se vor strânge cantități însemnate de apă, izolat până la 25-30 de milimetri. Temperaturile maxime vor fi încadrate în general între 11 și 16 grade Celsius în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, 7-12 grade în nordul Olteniei și al Munteniei, 12-17 grade în sudul Olteniei și al Munteniei, 10-15 grade în Dobrogea și 8-13 grade în Moldova, cu cele mai scăzute valori așteptate a se înregistra în Podișul Central Moldovenesc. În weekend, vremea se va încălzi și se va ameliora ca aspect, în special în sudul României. În jumătatea nordică se vor mai semnala local unele ploi slabe, iar ca urmare a creșterii temperaturilor se va activa și procesul de convecție, astfel încât pe alocuri ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite răzleți și de fenomene electrice. Eu sunt Raluca și până data viitoare vă aștept pe claumarpescar.ro. Echipa Claumar Pescar vă urează sărbători pascale cu lumină și sănătate. Fire întinse tuturor!